un spațiu vectorial, deci ca și când am un vector acolo, doar că există niște constrângeri asupra coeficienților din bază. Spre exemplu, că sunt numere întregi sau sunt ceva de genul ăsta. Spre exemplu, astea sunt două baze posibile pentru colatice. Și acum, una dintre probleme este problema găsirii celui mai scurt vector. Adică, mi se dă o bază unei latice care e spațiu vectorial și problema e, dată fiind baza asta, găsiți cel mai scurt vector din laticea respectivă. Și baza poate fi considerată cheia publică, informația pe care o știe toată lumea, și cel mai scurt vector este cheia privată. Și acum, baza nu este baza canonică, să de exemplu, pentru spațiul dimensional e 0,01, pentru că atunci e evident care e cel mai scurt vector de acolo. Și, în general, e o bază mai complicată. Iar problema respectivă cu a găsi cel mai scurt vector se poate reduce la problema Oxapa, despre care se știe că e o problemă nepreparată și se crede că calculatoarele cuantice, adică așa apare, sunt rezultate care indică asta, dar n-a fost demonstrat, nu pot rezolva problemele nepreparate eficient. Și alte probleme de genul acesta sunt, dat fiind să găsim doi vectori, dându-se un vector, să găsim cel mai apropiat alt vector din latice de el, sau să găsim o bază cu cei mai scurți vectori pentru latice și, mă rog, multe alte probleme. Deci asta se cheamă criptografie pe bază de latice și vreau să folosesc protocoalele astea pentru a le înlocui pe cele actuale care pot fi sparte de la latice. Ok. Mulțumesc și îmi pare rău că am ieșit. Mâine, în a doua oră, o să încep din nou să termin într-o jumătate de oră.